Este cert faptul că autoritățile guvernamentale susțin cu ardoare multinaționalele, în timp ce piețele agroalimentare sunt date uitării. În ultima perioadă, supermarketurile sunt supraaglomerate, iar producătorii agricoli din piețe abia dacă au cui să-și mai vândă marfa de pe tarabe. Mehedințenii consideră că sunt doar interese personale. Un posibil sprijin din partea guvernului stârnește amuzament în rândul producătorilor agricoli. Deși sunt atât de sănătoase și gustoase, produsele românești nu sunt absolut deloc valorificate de către autoritățile guvernamentale. Închiderea piețelor a stârnit mari controverse la nivel național și în Mehedinți oamenii nu înțeleg cum coronavirusul nu se răspândește în centrele comerciale, ci doar în piețe. Ce credeți că actualul guvern susține mai mult centrele comerciale mari decât producătorii locali? Pentru că nu interesează de producătorii locali. După ce că nu-i ajută cu nimic, se uită să-i îngroape de tot. Asta e. Îi dorim mai mult. Nu vă imaginați o piață. Asta niciodată. Au găsit în țara asta vreun focar, vreo piață de infecție? Nu s-a auzit niciunde. Asta e specialiștii care lucrează de neconduc. Ce să le facem? Acum ne așteptăm după alegeri să se schimbe. Știu, au interese la marketuri, la toate și altceva nu se explică. Pentru că în piață nu văd de ce să închidă piețele când marketurile nu le închide nimeni. Rămân toate marketurile deschise și piețele să le închidă. Nu văd de ce. Și chiar este, geamurile închise, căldură este, aici COVID-ul în piață este, acolo nu este. De ce credeți dumneavoastră că actualul guvern susține mai mult centrele comerciale mari decât producătorii locali? Nu știu, asta ne pune și noi semn de întrebare. Că, de exemplu, aici la Peni, lângă piață, e aglomerație, casă, lângă casă la o jumătate de metru, om pe om este acolo. Nu pot să-mi dau seama de ceva este de acolo de sus la guvern, de cum poate să lasă ăla deschisă și tita mai piață. O hală, nu-i piață, asta nu-i piață, tita mai hală, a vrut să o închidă. Ăsta e un semn de întrebare și ne întrebăm zi de zi. Munca românului a ajuns în pragul de nu a mai fi deloc valorificată. Dacă cu ani în urmă românul era felicitat pentru producția agricolă la nivel internațional, acum chiar și pentru conducerea țării prezintă un mare dezinteres. Locurile în care se vând produse tradiționale românești sunt închise, iar cele în care găsim produse de import rămân deschise. Aceasta este decizia de neimaginată a autorităților guvernamentale din țara noastră.